Salutare prieteni, eu sunt Sordaciu și acesta este episodul 61 din seria de Clash Royale. Bine ați venit la un episod nou. Astăzi, din păcate, nu avem facecam, mi s-a stricat webcam-ul și va trebui să aștept până îmi vine unul nou din străinătate. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade noi din această serie și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Astăzi avem de deschis 8 cufere, 2 gratuite, 3 de aur, un crown, un magical și un clan chest. Bineînțeles, toate acestea le vom deschide la sfârșitul episodului, așa cum v-am obișnuit până acum. Înainte să începem primul match, vreau să mergem în deck să vă arăt că am reușit să ducem vrăjitoarea la nivel 4. Imediat facem nivel 9 și la Spear Goblins, iar la Walkiri mai avem nevoie de 90 de cartonașe până la nivelul 8, după care o să încep să lucrez la Minion Horde probabil, dar mai este până atunci. După cum vedeți, am 2578 de trofee. În episodul anterior aveam 2279. Asta înseamnă că am progresat cu aproximativ 300 de trofee. Cred că meciurile de astăzi o să le pierd, deoarece suntem aproape la 2600 de trofee. Eu nu mă simțeam pregătit nici pentru Arena 8, dar ce să facem, am reușit să intrăm aici și suntem foarte aproape de Arena 9, când o să îi dea drumul, că încă nu este momentul. Avem 761 de diamante, încă așteptăm legendarii chestul în magazin ca să ne luăm prima legendară. Dacă n-am avut noroc, trebuie să o luăm din munca noastră. 46.230 de bănuți și 2.376 pe 5.000 de puncte de experiență. Suntem la aproape jumătatea nivelului 8 spre 9. Haideți să jucăm primul match. Cum vă ziceam, cred că o să le pierd pe amândouă, dar o să mă strofoc să obțin ceva. Deja a început, în forță a început. A dat și Zepu. Da, și mi-au căzut Minion Horde. Mai avem 1692. A început în forță. N-a așteptat să se încarce elixirul până la 10. Fel și fel de jucători, fiecare cu strategia lui. Opa, avem aici barbarienii de elită. Nu cred că reușește Walkiri, nu? Dar au reușit Spear Goblins. Are nivel 10, are mai multă viață, are un avantaj moral. Acum dă zap-ul. Eram sigur. Mai avem aproape 1000 viață pe turnul secundar. A pus Ice Golem-ul. Noi mai dăm un barrel. Dăm până la minus. Așa, mă. La 1500. Hai și cu Spear Goblins. Să ne ducem până la 1000. Haide, hai sub 1000 că se poate. A pus Muschetarul. La contracarăm cu Walkiri. Să vedem ce mai pune. A pus minerul. Băga-mea și piciorul în el, miner. Facem așa că n-am... dar trebuia să țin ăștia pentru Hog Rider. Lăsați că am aici Minion Horde. Acum vine cu Hog-ul. Sunt 100% convins. Nu vii cu Hog-ul. Ah, îi ajung să dea pe... Ah, n-am avut ce să pun la sol. Poate doar vrăjitoare. Un egal m-ar mulțumi. Haideți, mă. Ups, ia uite cum mă țiau eu. Ah, aha, ce bine a pus. Punem așa. Ajunge Hog-ul, ajunge! A ajuns, băga-mea și piciorul în el, Hog Rider. Hai, mă, că vreau egalul, vreau egalul. Ia uite ce bine se duce, frate. Contracarează tot. O să câștige. Da, nu avem 10 secunde.
A jucat bine. Ah, ce păcat îmi pare. A avut și logo. Asta e, prieteni. Se mai întâmplă să și pierzi. Oricum, cum v-am spus, suntem la un nivel destul de înalt pentru ce deck am. Și ce nivel 8. Nivelul 8, ei au 10, ei au și cartonașe mai bune. Dar ne luptăm cu toată lumea. Trebuie să ne luptăm. Haideți să jucăm și episod... Auzi la mine, episodul, meciul cu numărul 2. Că după aia vreau să deschidem cuferele. Ia să dăm battle. Ia să vedem, ia să vedem. Nu mai începe în forță acest adversar. Punem noi Mega Minionul acolo. Valkyrie. Dăm și Spear Goblins. Ah, are Wizard-ul. Trebuia să țin Valkyrie pentru Wizard. Dar asta e. Am început prost și meciul ăsta. Puh, băga mea și picioarele. Hai mă, dați-mi vrăjitoare. Perfect. Ei, cum a dat el. Da. A apucat Sparky să ne lovească. Da, nu-i nimic. Ia să vedem. Bun. Ah, hai mă și zap, hai de toate. Hai, hai, dați-l jos. Nu putem, nu poate să-l dea jos. Cu ce mai vii, mă? Cu ce mai vii? Tot cu Sparky. Aaa, trebuia să mai aștept. De fapt, e ok. Sunt în avantaj, el are nivel 7, acum văd. Dar are legendară. De secunde, am intrat în ultimul minut. Elixirul se dublează. Acum o să dea... Nu. Acum a dat zap-ul. Am berit piciorul. N-am Valkyrie, n-am nimic. Abia acum am Valkyrie. Dar a rupt-o în două. Mai pune încă o dată. Hai să rupem și noi. Nu cred că nu scoate măcar egalul. Ia uite mă și ăsta. Tu, 10 secunde, prieteni. Pățim ca meciul trecut. Nu. Nu. Bun. Putem să forțăm victoria sau să obținem egalul. Remiza, da. Nu știu ce să fac, să forțez victoria sau să mă apăr bine. Hai că am nevoie de Valkyrie. Perfect, cred că mă duc la un egal, n-aș vrea să risc. Haide să încercăm pe turnul din dreapta totuși. Wizard-ul vine pe partea aia. Ia să facem noi așa. Punem armi pe. Că mai rămân câțiva, da, bun. Perfect. Am scos egalul. Am fi putut lua și victoria, dar nu m-am complicat. Ia să vedem acum ce o să luăm din cufere. Sunt tare curios. Haideți să începem cu cele gratuite. Să sperăm că o să prindem ceva astăzi. Ia să vedem. Avem 71 gold. Un Goblin Hood.
9 barbarie de elită. Mai departe, 74 gold, 2 diamante, 1 barbarian hood și 9 royal giant. Mai departe mergem cu cele de aur. 217 gold, 2 goblin, 5 zap, 3 fireball și 22 tesla. Ia să vedem. Mai departe, 175 gold, 5 scheletoni, 7 săgeți, 17 tesla și 3 ice golem. Nimic, mă, nimic. 170 gold, 4 minioni, 9 fire spirits, 15 zap, 4 elixir collector. Mergem cu crown chest-ul acum. 460 gold, 3 diamante, 1 furnace, 15 spear goblins, 5 wizard și 43 de scheleți. Acum o să mergem cu magical chest-ul, iar pentru clan chest o să filmez, cred că spre seară, că încă n-am reușit să-l ducem la 10 pe 10 și cred că o să fac roșii de un facecam, o să îl împrumut de la cineva. Are și el nevoie, dar cred că mi-l dă pentru 5 minute. Ia să vedem magical chest. Avem 484 gold, 2-3 muschetari, 3 furnace, avem ice golem 5 bucăți, 9 barbarian hood, avem 74 zap, avem clona și să vedem ce urmează, avem 2 giant skeleton. Credeam că vine legendara, dar n-a fost să fie. Am găsit în schimb clona, dar n-o să o folosim. O să fac eu montajul, prieteni, și o să vedeți în următoarele secunde ce am prins în clan chest. Ne auzim acolo. Haideți să vedem acum ce luăm din clan chest. Este maxim 10 pe 10. Ia să vedem, avem 3150 gold și 525 de cartonașe. Ia să vedem. Îl deschidem. Cum ziceam, 3150 gold, elixir collector 4, hog rider 5. Așa, mai departe 15 golemi, 114 mortar, 170 minioni, 181 tesla, avem 29 de rachete, avem 6 dark prince și oare vine legendara, prieteni? Haideți să vedem prima legendară, prieteni! Nu vine să cred! Prima noastră legendară! Aș fi vrut altceva, dar mă mulțumesc și cu asta. Eu mi-aș fi dorit minerul, logo-ul, dar ce să facem, e bine primită și asta. Cam asta a fost, prieteni, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu sunt Surdaciu și până data viitoare, dau cu pace. Vă aștept și în episodul următor. Pe data viitoare.